Oficialii sudanezi au anunțat că au capturat un vultur care spiona pentru Israel. Fraților, că asta e tare. Extraordinar. Nu pe un bel călător. Nu. Un vultur, bă, ce nenorocit. Vulturul ăsta. Pasărea a fost prinsă tocmai în regiunea Darfur. Văd cum de se întâmplă toate numai în regiunea. Cum, bă, vrei la o teleghidată, îți dai seama da. Pe unde să-l trimită. Da. Și oficialii sudanezi, studiind ei vulturul după ce l-au... Dar cum l-or fi reușit să-l prindă? Păi le era foame. În Sudan, îți dai seama, unde speranța medie de viață e de 36 de ani, că știu că am avut și noi la Cupa Africii unul care a murit chiar în timpul competiției pe teren. Îi expirase timpul. Nu mai avea 90 de minute până să treacă pe lumea cealaltă și a murit în careu. La un moment dat l-au descălțat, i-au luat podoabele de la gât, de la mâini. În general tot ce mai avea pe el, ca să nu-l îngroape așa. Și asta e, sunase ceasul. Așa și cu vulturul. De foame l-au prins. S-a întins unul dintre ei pe jos. A avut răbdare. Bă, dacă era spion, de ce ar fi purtat etichetă? Nu-mi dau seama. În orice caz, sudanezii ageri, fraților. Da. Să-ți-l prindă, bă, pe dita mai vulturul. Da, și acum și vulturul ăla prost, dar de ce să zbori atât de mult spre sud? Să ajungi tocmai în Sudan. A ce, în Egipt nu găseai ceva de haleală? În fine. Și uite așa, iarăși acuzații de spionaj. Pe asta cu vulturul nu, n-am mai întâlnit-o până acum. Nici pe vremea războiului rece n-a susținut nimeni asemenea enormități. Un vultur care spiona. Da, dar e un precedent periculos. De aici înainte, îți dai seama, vor exista aligatori spioni, pinguini spioni și în general orice sălbăticie dintre asta care va ajunge prin pădurile astea de frontieră, pantere spioni, câte nu vor fi de aici înainte. Vreau să trimiți un urs panda în Coreea de Nord. Îl mănâncă. Stai un pic. Dacă a trecut granița, n-apucă săracul să supraviețuiască. Istoria ce ne spune aici? L-au condamnat pe vultur la moarte? Sudanezii. La încă nu, îți dai seama, acum iau interogatoriu. Procedurile sunt complicate. Studiază, da. În orice caz, vultur extrădat nu prea s-a pomenit. Nu, n-are nicio șansă, după mine. Va fi torturat vulturul. Acum, nu prea îmi dau seama cum. În fine, ori găsi ei metode. Păi o să-i rupă aripile, bucățică cu bucățică și până la urmă va deveni un fel de găină, așa. Ce păcat că nu poți să-l bați, totuși. Nu poți să dai cu pumnul într-un vultur. No. Că nici n-ai unde să-l lovești. Dar cu piciorul poți să dai. Poate te capsează. S-ar merita să vedem un film făcut despre asta, un documentar cu vulturul prins așa de un... de scaunul electric. Mă, dar dacă ăsta era trimis de evrei în teritoriile palestiniene și el de fapt s-a îndepărtat, a fost luat de cine știe ce curent și dus până în Sudan. Da, a luat curentul. Săracul vulturul ce a ajuns să fie acuzat de spionaj în Sudan.